Bun găsit, dragi prieteni! Mie îmi place foarte mult pizza. Sunt convinsă că sunt foarte mulți iubitori de pizza care, se gândesc acum la această mâncare. Am citit despre pizza un lucru care mi s-a părut foarte interesant, că este un aliment foarte vechi și că el este cel mai des, mă rog, și înregistrat ca fel de mâncare italienesc. Provine de la cuvântul pizza, provine de la cuvântul picte, cocă frământată în greaca actuală sau greaca veche. Nu cunosc limba greacă, dar așa era explicat în informația, în materialul pe care l-am citit eu și pe care l-am urmărit, și conținea la început, e foarte vechi, este datează chiar din anul 974 după Hristos și inițial conținea cam ce aveau oamenii prin casă. Frământau, dacă nu aveau de mâncare, să facă fripturi și 50.000 de feluri de mâncare sau cantitativ câtă mâncare era necesară pentru a-i sătura pe toți membrii familiei. În vremurile acelea se întindea o cocă pe care puneau cam tot ce aveau prin casă. Și de obicei nu aveau foarte multe lucruri, de aceea era una foarte simplă și ținea practic de obiceiul familiei. Nu era pizza același fel de mâncare în toate casele, în toate locuințele, și era cumva mâncarea săracului. Trebuie să vă spun că pizza până la urmă este în acest moment un aliment, să spunem, des întâlnit la nivel european, se consumă foarte des și americanii, de altfel și ei, nu numai pe continentul nostru, este un aliment întâlnit des. Sigur, e foarte bun dacă și ingredientele sunt de calitate. Și vă țin minte că la un moment dat, în urmă cu vreo 15, poate chiar 20 de ani, apăruseră tot felul de pizzerii. Și erau considerate cele mai gustoase acele feluri de pizza cu blatul foarte gros și aveau multe ingrediente, dar și foarte multă pâine. Un blat foarte greu, care nu face, să spunem, nu respectă rețeta tradițională. Cei care au mers în Italia, probabil cei mai mulți dintre voi, pot să își dea seama că pizza de acolo e complet diferită de acest fel de mâncare pe care noi îl consumam în urmă cu vreo 15-20 de ani. De atunci până acum însă au apărut și pizzari care sunt foarte talentați și care s-au școlit prin afară, au avut experiența de a lucra în restaurantele italiene și atunci au învățat, ne-au arătat ce înseamnă cu adevărat o pizza. Ea nu trebuie să aibă pizza carnivora, 200.000 de feluri de mezeluri puse deasupra, mai bine îți faci niște cărnați la grătar și mănânci cu pâine dacă vrei să spui că ai mâncat, decât să mănânci o pizza carnivora, te-ai săturat. În fine, pizza din punctul meu de vedere este un aliment. Cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în Italia la un moment dat era foarte, foarte simplă, avea mozzarella, sos de roșii și, dacă mi-amintesc bine, niște rucola. Puteai să adaugi sigur ce voiai, dar mi-a plăcut foarte mult. Da, n-am mai păstrat tradiția, nu se mânca, vă spuneam că în trecut nu exista același fel de pizza, el era diferit în funcție de, poate și de seara în care era gătită, dar mai ales de familia și gusturile familiei respective. Vă pup, dragi prieteni, și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată să aveți!